Procurorii DNA ia și-au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a lui Dragoș Mandache, fostul coordonator zonal al departamentului ITP din cadrul RAR. În decembrie 2019 și în perioada ianuarie-februarie 2021, acesta ar fi pretins și primit de la un inspector tehnic de la o stație autorizată RAR sumele de 12.000 de euro și 10.000 de lei pentru a soluționa într-o manieră favorabilă o sesizare referitoare la încălcarea reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor în stația unde acesta își desfășoară activitatea, de asemenea, DNA-l acuză că a declarat admis la programul de reatestare ca inspector tehnic două persoane. În sarcina lui Mandache se menționează și faptul că nu a sancționat stația unde inspectorul își desfășura activitatea pentru nefuncționarea camerelor video, în cauza a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului față de un imobil ce aparține lui Dragoș Mandache.